Liberalii Gorjeni sunt rezervați în comentarii cu privire la poziția liderului PSD Florin Cârciumaru în ceea ce îl privește pe Crin Antonescu. Eu nu comentez poziția și declarația domnului președinte PSD Florin Cârciumaru. Eu cred că deocamdată apele se vor liniști, probabil că vor avea și discuții la Congresul Partidului Social Democrat la acest sfârșit de săptămână. Cu toate acestea, liberalii subliniază că și în rândurile lor sunt mulți nemulțumiți. Întreabă foarte mult liberalii de obiectivele și de ceea ce derulează guvernul. Și aș vrea să vă spun, noi ca și liberali avem foarte mulți membri care sunt oameni de afaceri, care ne spun în ședințele de partid la nivel local sau la nivel județean, că au anumite nemulțumiri față de codul fiscal, față de măsurile economice. Cele mai multe nemulțumiri vizează lipsa rezultatelor guvernului condus de Victor Ponta. Există anumite opinii în organizațiile din țară, ale PSD-ului și ale PNL-ului, vis-a-vis atât de actul de guvernare, cât și de orientarea politică și de mersurile politice, însă cred eu că până la urmă trebuie să urmărim obiectivul final, acela de a avea USL-ul și președintele României, respectiv pe domnul Crin Antonescu. Liberalii sunt dispuși să înghiță atitudinea arogantă a PSD Gorj doar pentru că, în opinia lor, este nevoie de USL total pentru a câștiga alegerile prezidențiale din 2014.